Au fost nevoi să-și aducă animalele în alt loc, ori cărau sute de litri de apă cu bidoanele, doar ca să le ajungă în gospodărie și asta de zeci de ani. Vorbim despre o comunitate de oameni care locuiesc undeva deasupra cartierului Aeroport, pe strada Coasta, iar de câteva zile toți au apă. Decizia a fost luată de cei de la APASERV, care au găsit soluția tehnică potrivită și de sărbători acum au apă curentă. S-a rezolvat într-un timp record. Dacă nu era un parteneriat între noi, APASERV și Primăria Petroșani, acești oameni astăzi nu aveau apă. Eu îi mulțumesc public domnului primar Tiberiu Iacobriți pentru faptul că imediat în momentul când am discutat cu el și cu oamenii de aici, ne-a dat tot ajutorul și împreună am făcut ca acești oameni de sărbători, vedeți, chiar Moș Nicolae le-a adus apa la rubinete într-o zonă în care niciodată nu credeau ei că va fi apă venită de la APASERV. Sunt 12 familii care deja au apă aici și alte 15 case vor fi racordate în curând. Mai este de adăugat o țeavă de 293 de metri și lucrările vor fi posibile și acolo. Mai sunt, datorită specificului local, mai sunt gospodării izolate care nu au alimentare sau apă curentă. Astăzi, împreună cu cei de la APASERV, cu care am lucrat foarte bine și conlucrăm foarte bine în continuare, am reușit să tragem această conductă, să alimentăm cu apă curentă cele 12 gospodării și, sigur, extinderea până la 30 de gospodării să avem apă curentă. Vom încerca și pe viitor, în locurile mai izolate, să facem astfel de investiții, astfel încât toată lumea să aibă cel puțin apă, dacă canalizare nu este posibil. În Petroșani sunt zone cu case aflate la periferia orașului, nu departe de zonele de blocuri, dar care, din cauza că sunt la poalele munților, nu au avut apă curentă. Toate acestea sunt luate în calcul, pentru că reprezentanții APASERV spun că nu vor scumpi apa atâta timp cât își vor extinde aria de servicii pentru cât mai mulți beneficiari. Profesori de la universități de prestigiu din întreaga lume predau cursuri pentru 35 de liceeni de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani și după ce vor fi evaluați, la final, reprezentanții Microsoft vin aici să-i premieze pentru performanțe. Colegiul este partener cu Microsoft și deja 4 dintre elevi participă la proiecte comune. Proiectul își propune să conecteze elevii și cadrele didactice cu una dintre cele mai mari companii IT din lume, Microsoft. Doar 15 unități școlare de elită sunt incluse în această sferă a școlilor Microsoft și în urma acestui parteneriat am reușit să accesăm și noi împreună cu încă 50 de unități școlare din țară, unde grupul țintă este de 1000 de elevi, printre care 35 sunt de la noi din unitatea școlară. Și e vorba despre o pregătire privind dezvoltarea personală a abilităților în domeniul IT. Dacă stăm să ne gândim la un grup țintă de 500 de mii de elevi în învățământul liceal din țară, să participi între cei 1000, astfel încât să ai o pregătire foarte solidă în privința cunoștințelor IT, credem că e o chestiune care îi ajută foarte mult pe elevii noștri. Unul dintre absolvenții acestui liceu a fost premiat anul trecut și acum alți 4 pot să ajungă la competiția de top a Microsoft, așa încât premiile nu vor lipsi aici nici anul acesta. Anul trecut, după cum bine știți, am avut un elev care a participat la campionatul mondial Microsoft. În prezent avem 4 elevi care s-au înscris la această competiție și sperăm ca la sfârșitul acestui training, să spunem așa, pentru acești copii, în mai va fi finalul acestui curs de pregătire al elevilor, urmând ca în iunie reprezentanți Microsoft să vină să-i premieze. Sperăm ca în iunie cei 4 elevi care sunt înscriși în competiția Microsoft la nivel mondial, Microsoft Office, să acceadă la fazele finale și, nu în ultimul rând, cei 35 care sunt incluși în acest proiect, la sfârșitul pregătirii să tragem linie și aceștia să fie foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă în cadrul acestui proiect.
Tinerii liceeni vor fi instruiți pe o platformă denumită Imagine Academy, iar cursurile sunt interactive, predate după noi modele în domeniu și de ultimă generație. Doar 35 de elevi participă la ele și la final vor fi certificați Microsoft pentru eforturile lor. De ziua Sfântului Nicolae, administrația din Vulcan invită copiii, dar nu numai pe ei, să se bucure de luminile de sărbătoare. Primarul spune că miercuri se aprind luminile cu care a fost împodobit orașul în acest an, ca să intrăm astfel în atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu zile scurte și nopți lungi, luminate feeric. Moș Miculaș vine foarte bine seara și miercuri, cred că nu, pică 6. Da, în data de 6 vom da drumul la iluminat ornamental, ca toți copiii din Vulcan să se bucure de Moș Miculaș. Am întotdeauna un principiu că fiecare sărbătoare își are sensul ei și la fiecare sărbătoare trebuie să fie adecvată și ceea ce dai copiilor. Deci moșul va veni încărcat de lumini în municipiul Vulcan. Zona centrală a orașului a fost împodobită recent cu ornamente care vor lumina orașul pe toată durata iernii. De această dată, aprinderea luminițelor nu se va face cu mare fast și nici nu a fost pregătit vreun spectacol. Alarmele vor porni miercuri în toată Valea Jiulei. Semnalele acustice vor fi acționate între orele 10 și 11 și, potrivit celor de la sistemul de alarmare, este vorba doar despre un exercițiu. Periodic, sistemele de alarmare din mai multe zone sunt verificate, iar miercuri este rândul celor din Valea Jiulei. Toate sistemele vor porni intermitent pentru a se verifica modul în care acestea ajung în toate zonele. Ultima alarmare publică a avut loc în luna aprilie, iar atunci a fost vorba despre un exercițiu al cărui scenariu viza posibilitatea ca obiecte mari să cadă din cer. 8 sirene sunt amplasate numai la Petroșani și ele vor anunța un pericol iminent.